Hristos, mai vin să deschidem ora de sărbătorim cu imnul 105, Iisuse scump. Și colectivă ca biserică. Procesul de creștere spirituală implică exersarea principiilor care ne conduc spre maturitate, rugăciune, studiu biblic, meditație asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a oferit daruri spirituale pentru a îndeplini lucrarea Sa, să ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu, prin a-L invita să ne fie partener și sprijin în misiunea pe care o avem de dus. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului bisericii locale. Colecta din sabatul viitor va fi destinată proiectelor speciale din cadrul conferințelor. În continuare se va face strângerea darurilor și zecimii.
ceruri, venim înaintea prezenței tale pentru a-ți aduce mulțumiri că ești alături de noi, că ne iubești, că te îngrijești de toate nevoile noastre. Și venim acum să te rugăm să binecuvânteze aceste daruri și zecimi care au fost aduse înaintea ta. Te rugăm să le călăuzești spre locul de unde știi că este nevoie de ele. Te rugăm să binecuvintești și părțile rămase acasă, să ne ajut să fim buni administratori ai lor, să putem, prin tot ceea ce facem, să te slăvim pe tine, pentru că ești Domnul și Dumnezeu nostru. Prin Domnul Hristos să-ți mulțumim pentru toate. Amin. Când știm pe cine așteptăm.
Pentru că fiecare dintre noi avem această dorință, această așteptare ca să ne întâlnim cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În ora aceasta, sau în câteva minute care ne-a rămas, vom studia puțin de felul așteptării noastre, cum așteptăm noi pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ca să vină pe norii cerului și să ne strângă pe toți la oaltă și să ne ia împreună cu El și să ne ducă în locul acela minunat pe care El, când a fost pe pământul acesta, l-a promis fiecăruia dintre noi care suntem prezenți aici și care nu suntem prezenți aici. L-a promis tuturor acelora care și-a pus încrederea în El că va veni, că îi va lua la sânul Său și îi va duce acolo unde El a pregătit un loc. Zice, mă duc, acestea au fost ultimele cuvinte ale Domnului. Mă duc ca să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dorim noi din toată inima ca să fim împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să mergem împreună cu El acolo unde ne-a pregătit El un loc. Eu cred că fiecare dintre noi avem același răspuns. Da, dorim să fim împreună cu El. De aceea ne străduim, de aceea vrem, mă tot din adinsul, să facem sfântă voia Lui și să fim împreună cu El. Dacă vrem să fim împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, lucrul acesta este condiționat din partea Lui. Nu celor care suntem prezenți aici, Domnul ne-a condiționat. Dacă veți asculta, dacă veți face voia mea, spune Domnul, ce mă voi îndura, spune Domnul, și El ne va cuprinde în iubirea sa. În momentele de față, să studiem puțin cum a așteptat părinții noștri pe Domnul și Mântuitorul, sau înaintașii noștri, cum a așteptat pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să vină în această lume și cum îl așteaptă copiii săi prezenți de astăzi. Cuvântul spune, când timpul fu împlinit, se știa în cer despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământul acesta. Să știa că El are să vină într-o lume necăzută, într-o lume căzută în păcat și nu într-o lume necăzută. Să știa unde vine, cum l-au primit, cum l-au primit oamenii, sau cum îl primim noi astăzi pe Domnul Iisus Hristos. Suntem pregătiți să zicem, da, amin, vino Doamne Iisuse. Suntem pregătiți. Tu ai pregătit sufletele noastre ca să te putem aștepta. Nu te așteptăm ca un popor adormit. Nu te așteptăm ca un popor care nu ne interesează. Ci noi te așteptăm ca un popor care dorește din toată inima venirea ta. Să fim atenți puțin la cuvântul Domnului ce spune. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit pe pământul acesta pentru prima oară ca un copil. A luat trupul acesta în nostru omenesc. Ca noi să nu avem nicio dezvinovățire și să spunem, Doamne, eu n-am știut, eu n-am putut, eu n-am Doamne. Nu. Zice că El a venit ca un copil. Important este că venirea Lui nu a fost chiar atât de interesată de către poporul Lui Dumnezeu.
cum este interesată venirea Lui acum pe poporul Lui Dumnezeu. Poporul trăia în neștiință, trăia după niște datine și credeau că vine Domnul Iisus Hristos. Ei credeau, dar credeau cu totul în altă. Ei au crezut că vine ca un rege cuceritor, ca să ne dea eliberarea, ca să ducă o viață mai bună și toată omenirea pe fața Pământului să fie sub conducerea lor. Dar iată că Domnul Iisus Hristos vine ca un copil necunoscut de nimeni, nebăgat în seamă de nimeni, Îngerii lui Dumnezeu vine pe Pământul acesta ca să-i facă primirea. Iar preoții, cărturarii și întreg poporul aproape era în neștiință despre venirea Lui. Cu toate că vine Mesia, are să vină Mesia, are să vină Iisus Hristos care ne va izbăvi. Dar ei trăiau în neștiința aceasta. Ei nu știau cum trebuie să așteaptă. Nu aveau în inima lor dorul acesta ca să-i facă o primire de împărat, al împăraților și domn al domnilor. N-au știut nimic. Preoții n-au știut nimic. Și îngerii din ceruri a coborât pe pământul acesta ca să fie martori ai venirii Mântuitorului ca să vadă. Cum așteptați voi pe Iisus Hristos? Cu cât zel îi faceți voi primirea? Ce gardă de onoare! Îngerii lui Dumnezeu zice că au rămas întremeniți cu omul acesta la care Dumnezeu și-a pus speranța, la care Dumnezeu l-a ales din lumea aceasta ca să facă o primire atât de minunată a Fiului lui Dumnezeu, cu atâta nepăsare, cu atâta uimire, să întoarce înapoi la ceruri și raportează cum a fost primit Fiul lui Dumnezeu. Îngerii s-a așteptat ca pe pământ să lase o impresie frumoasă celor care aștepta pe Domnul și celor pe care zicea că așteaptă pe Domnul. Dar au plecat în tristețe. Îngerii din cer priveau cu iubire indiferența poporului, cum și neștiința lor. Are să vină Domnul în curând. Suntem conștienți de venirea Lui. Care este pregătirea noastră? La fel ca și a poporului din trecut, Îngerii lui Dumnezeu zice că privea uimire neștiința lor cu privire la venirea Prințului vieții noastre. În templu, care era sfințit prin jertfe, aduse zilnic ca simbolului venirea și moartea sa, nu se face nicio pregătire pentru a zice bun venit Mântuitorul lor. Și acum ne întoarcem frumos la poporul lui Dumnezeu de astăzi. Câți se străduiesc, câți doresc ca să facă o primire atât de frumoasă și gratuloasă Fiului lui Dumnezeu, care aduce mântuirea, care aduce salvarea. El a venit pentru salvare, pentru început a venit pentru salvarea neamului omenesc. A venit să se jertfească pentru om și să aibă parte omul de legătura aceasta minunată cu Dumnezeul lui. Să facă această legătură între noi și Dumnezeu. Cum a fost primit, dar cum va fi primit acum cu o oară. El a fost primit ca să aducă jertfă viața Lui pentru păcat, în dreptul nostru care trebuia să murim. Și Lui s-a făcut o privire atât de frumoasă. Cum se va face primirea astăzi?
pentru a doua oară. Când El va veni îmbrăcat în hainele de judecător, va veni să judece, că toți știm și cunoaștem lucrul acesta, crezul Bisericii Ortodoxe, crezul nostru de astăzi, al tuturor care suntem prezenți, va veni să judece vii și morți. Va veni acum ca mare judecător. Dacă atunci nimeni nu l-a cunoscut și nu l-a băgat în seamă, acum cei care nu se tem de Dumnezeu, își vor fugi la munți și la stâni și vor zice, credeți peste noi să scăpăm de urgia care o vedem. Dar copiii lui Dumnezeu, întăriți de Îngerii lui Dumnezeu, care să luptă să facă voia lui Dumnezeu. Zice că Îngerii lui Dumnezeu vine lângă fiecare și îl întărește ca să poată vedea în glorie și mărire venirea celui în care și-a pus încredere. Bunul Dumnezeu să ne ajute ca aceste vorbe să nu fie paliverne, paliverne sau cum vreți să le spuneți, ci să fie niște învățători din Cuvântul lui Dumnezeu care să ne trezească la o realitate. Dormim ca și poporul din trecut când așteptau pe Domnul. Zice că fariseii, cărturarii și preoții aduceau zilnic jertfe în templul lui Dumnezeu. Cum și noi astăzi, jertfele noastre, rugăciunile noastre, care sunt dreaptă la tronul milei lui Dumnezeu. Jertfele noastre se pot ridica și s-ar putea să aibă valoare sau s-ar putea să nu aibă valoare. Aceasta ar trebui ca fiecare dintre noi să ne punem viața în viață cu Dumnezeu nostru și să vedem dacă jertfele noastre sunt primite sau nu sunt primite astăzi. Îngerii văd pe Iosif și pe Maria călătorind către Betleem, unde venea ca să se înscrie, ca așa zisese Cezar. Trebuia să vină în mijlocul poporului lui Dumnezeu și nici o primire acolo. Cei cu vază, cei cu bani, zice că primeau locurile cele mai de frunte, primeau locurile care erau răcoroase și locuri de splendoare. Iar Fiul lui Dumnezeu, împreună cu mama și tatălui, zice că vine într-o iesle de animale, într-un graj, aici spune, dacă vreți să vă citesc, într-un coșar, zice, pentru vite, și să naște într-o iesle strântă și amărâtă. Și nimeni nu l-a băgat în seamă. Niște oameni simpli care se dea și vechea, care se dea și să uita și vedea cerul stelat. Zice că îngerii le-a descoperit odată marea minune și a luat frica și teama ce se întâmplă. Nu știa nimic nici ei, acești păstori, acești oameni simpli. Nu știa și nu auzise și nu văzuse niciodată și nici nu auzise. I-a cuprins teama și frica și îngerii Domnului vine și întărește. Nu vă temeți. Astăzi, în această cetate, mi s-a născut cine? Un Mântuitor. I-a întărit și a luat imediat darul de șapte ca să-l caute și l-au găsit. Și au început să dea de veste în cetate. A venit Mesia. Noi am văzut pe cer îngerii Domnului. Miliarde de îngeri care s-au arătat la venirea Lui. Cine a văzut? Decât păstori. Unde sunt preoții care ținea predici lungi și frumoase poporului, care aducea jertfe lui Dumnezeu? Unde sunt oamenii aceștia care trebuia să înștiințeze poporul? Haideți că vine Domnul și noi îl așteptăm. El vine acum că s-a împlinit profețiile, că ei studiau profețiile. Unde este oamenii aceștia care trebuia să înștiințeze poporul despre venirea Domnului? Și a zice și astăzi, soarele, unde sunt oamenii aceștia care trebuie să trezească poporul la o realitate? Că
deci Domnul va veni. Și să nu murim în nelegiuirea noastră, ci să avem parte cu Dumnezeul nostru, care îl așteptăm cu atâta dragoste și iubire în inimile noastre. Unde sunt oamenii aceștia? Care să vestească venirea Lui și timpul primirii Lui astăzi. Să spună poporului că profețiile s-au împlinit. Să arate poporului. Iată, profețiile s-au împlinit și timpul este aproape. Haideți să ne strângem toți împreună și să cerem ajutorul divin ca să putem să-L așteptăm pe Domnul nostru. Dacă cei drepți în timpul când va veni Domnul Iisus Hristos abia se vor ține pe picioare, ce vor face ceilalți? Unde vor merge? Și care va fi sfârșitul? Copilului Dumnezeu are un avantaj. Un avantaj mare. Așa cum au avut și păstorii pe vremuri. Ce păstorii fug un plus de bucurie pentru acea veste împurătoare. Și după ce strălucirea a dispărut și îngerii se înapoiau iarăși la cer, ei aleargă ca să caute pe Mântuitorul lor de curând născut. Bucuria aceasta a păstorilor va cuprinde bucuria poporului Dumnezeu de astăzi. Bucuria aceasta va cuprinde fiecare suflet care este prezent aici. Ei și-au pus încrederea în venirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnul Dumnezeu să ne ajute la toate acestea. Păstorii l-au găsit. Păstorii s-au dus și au pus vestea. Conducătorii iberilor se despărțiseră atât de mult de Dumnezeu. Conducătorii iberilor, conducătorii poporului Dumnezeu, se despărțise atât de mult de Dumnezeu că ei n-au cunoscut și n-au știut nimic. Din contră, acum ei devin rivali. Ei vin dușmani, devine dușmanii lui Iisus Hristos. Prin însăși comportarea lor. Dumnezeu alesese în timpul acela niște oameni învățați pe magii din răsărie. Oamenii cunoaște lucrul acesta. Și nu este un om să nu cunoască lucrul ăsta al nașterii Domnului Iisus Hristos și venirii Lui în mijlocul nostru. Când eram copil, vă spun sincer, eram copil. Dar tare îmi plăcea să aud pe cei care merge cu steaua. Vestea venirea Domnului Iisus, nașterea Domnului Iisus Hristos și frumos, frumos. Și mă țineam cu ei. Erau oameni, băieți, frătăi, tineri, îmbrăcați unii pe cap, pe coiful lor, cu Irod, altul cu Fiul lui Dumnezeu, altul cu Giovanni și așa mai departe. Și îmi plăcea cum tenta. Astăzi a dispărut și lucrul acesta. Oh, atâta nepăsare există în lumea prezentă. Chiar și în poporul pe care zice că i-a ales al lui Dumnezeu. Dumnezeu alesese pe acești învățați până aici. Ca să vadă că îi cercetau. Că îi cercetau bolta cerului. Ca să vadă steaua răsărit, că ei asta cercetau. Să pregăteau și acești învățați erau dintre păgâni. Nu era din poporul iudeu, nu era din poporul lui Dumnezeu, era din păgâni, auziți. Și ei cerceta că trebuia să vină cine? Regele iudeilor. Și noi îl așteptăm pe acest rege, ca să vină în slavă și mărire. Și zice că Domnul le-a făcut descoperit prin steaua pe care ei așteptau să vadă, spune cuvântul aici. Ei așteptau să vadă această stea. Să-i conducă la locul unde s-a născut el și că timpul a sosit. Cunoștea, fraților, timpul sosirii, nașterii Domnului Iisus Hristos și timpul venirii lui pe pământul acesta. Ei cunoșteau lucrul acesta. Poporul lui Dumnezeu de astăzi cunoaște timpul venirii Domnului. Poporul lui Dumnezeu de astăzi
cercetează la fel ca magii ție răsărit. Ca să vreadă steaua în bolta cerului, că îi conduce la loc unde s-a născut Mântuitorul lumii. Noi mai vedem lucrurile acestea. Ca să știm pe cine așteptăm, ca să știm în cine ne punem încredere, mai cunoaștem lucrurile acestea. Mai studiem profețiile lui Dumnezeu? Sau nu le mai studiem? Sau stăm în nepăsarea pe care au stat chiar și poporul lui Dumnezeu ales? Așa cum păstorii a văzut mărirea și gloria lui Dumnezeu și pe îngerii lui Dumnezeu coborând să vadă ca să fie ca martor pe pământul acesta, cum poporul primește pe Iisus Hristos, Mântuitorul lor. Așa și magii aceștia vede steaua, că ei urmăreau lucrul acesta. Așa cum îngerii lui Dumnezeu nu s-a descoperit poporului și nimeni n-a văzut decât acești păstori simpli, așa n-a văzut nici steaua care conducea pe acești mași păgâni. Acești mași care aștepta venirea Domnului Iisus Hristos, zice că trăia într-un popor idolatru, care nu știa nimic. Tot la fel și poporul lui Dumnezeu. Zice, la fel ca ei, nu știau nimic. Poporul lui Dumnezeu de astăzi, cunoaște timpul, cunoaște timpul venirii Domnului? Sau nu cunoaște? Cunoaște noi timpul venirii Domnului Iisus Hristos? Ne vom umple de groază sau de bucurie? Nu e lucru și nu e bazme, fraților astea. Nu e bale verde, nu e bale verde. Ci este învățături sănătoase pe care să le luăm la inima noastră ca să putem face o pregătire demnă de a primi Domnul Hristos. Noi nu vorbim de aici bazme. Noi nu vrem să le arătăm oamenilor teologie. Noi vrem să arătăm oamenilor realitatea timpului de astăzi. Dacă nu vedem realitatea timpului de astăzi, suntem morți împreună cu cei care au murit înaintea noastră. Acești mași cercetaseră în profeții. Auziți? Acești oameni care trăiau în idolatrie au cercetat în profeții și știau că timpul s-a apropiat, că Hristos avea să vină și ei vedeau cu îngrijire ca să vadă un semn acestui mare eveniment. Ei așteptau cu grijă ca să vadă un eveniment din partea lui Dumnezeu. Legătura noastră cu Dumnezeul nostru ne va descoperi exact cum a venit Domnul nostru cu Domnul nostru. Dacă avem legătură, dacă n-am legătură, atunci vom trăi în Dumnezeu. Aici cuvântul spune așa. Ei cercetau profețiile. Ei cercetau profețiile. Noi le mai cercetau. Sau le luăm ca ceva de rutină. Ceva care a scris acolo. Ei cercetau profețiile. Profeția s-a împlinit. Oichilor a văzut. A văzut steaua că s-a venit. Și când a văzut, asta e steaua care s-o vede. Haide să mergem. Și s-a condus după stea, frumos până în Ierusalim. Și steaua a dispărut. Și îngroziți că a dispărut steaua, s-a adresează mai marelor poporului lui Dumnezeu și că spune, noi cu ochii noștri am văzut steaua care s-a arătat în răsărit și ne-a condus până în locul acesta. Spuneți-ne unde s-a născut Iisus Hristos. Și ce să spun? Dacă ei nu s-au pregătit, dacă ei nu au acceptat, dacă acest popor zice să îndepărtați atât de mult de Dumnezeu, că nu aveau nicio cunoștință. A ajuns vestea la mai mari. Și ajunge vestea la împărat. Și împăratul, da,
Ia veniți voi preoților acolo. Spuneți-mi unde s-a născut Iisus Hristos. Spuneți timpul exact. Și a început să o pășe. Că n-au știut. A început să o dea din toți în toți. Le-a ordonat cu tărie. Să-mi spuneți imediat. Și mă zice, da. Au căutat la ora și zice, da, în Betlehem. Trebuie să s-a născut. Dar unde? Cum? De ce nu știu? Care era motivul de nu știa? Dacă pe noi astăzi ne ia cineva și ne întreabă, cunoașteți venirea Domnului? Știți când are să vină Domnul? Știți care este răspunsul vostru? Ce nimeni nu știe. Nimeni nu știe ca să se scris. Nici Fiul nu știe. Ci mai Tatăl știe. Și atunci, dacă știe mai Tatăl, noi trebuie să lăsăm. Că seama Tatăl. Dar poporul lui Dumnezeu ce trebuie să știe? Timpul în care trebuie să vină Domnul. Timpul în care trebuie să se înfățișeze față în față cu Mântuitorul lor. Dacă nu va ști, este curat. În cele de urmă, magii părăsesc de Ierusalimul. I-a prins groaza. Dacă acest popor care trebuia să aibă o gardă la care să ne conducă și pe noi acolo, care să primească pe Mântuitorul lumii, ei nu știe nimic. Unde este garda, domnule? Un om pe pământul acesta, un general care vine într-o unitate respectivă să vadă mersul măsașilor lui. Ce gardă frumoasă, ce onor și ce fanfară. Și să putremură așa, parcă hainele pe tine, vine generalul cu tare. Și nu știi cum să fii mai atent și nu știi cum să te porți mai atent, că vine generalul. Acum, băieții noștri, tinerii noștri, dar astăzi să mă ierte că răspund lucrul acesta, nu mai face nici acolo. Ei nu știe să mai se pregătească. Nici pe toarba. Dar să le ajute Dumnezeu să se pregătească, să se întâlnească cu marele Împărat al omenirii și al cerului și să stea în fața lui cu tărie. Zice că acești magi au fost uimiți. Când a dispărut și steaua, i-a cuprins frica. Când ăștia nu știe nimic, ce am văzut noi? De ce steaua a dispărut în dreptul cetății Ierusalimului? De ce nu s-a mai văzut? De ce poporul lui Dumnezeu care aștepta venirea lui? Nu am văzut steaua aceasta minunată. Și ce, haide să plecăm. Haide să plecăm de aici, părșelor. Haideți! Nu cunoaște nimic, nu știe nimic, haide să plecăm. Și cum am plecat din Ierusalim, steaua ce-a făcut? I-a luat în primire. Bucuroși, bucuroși că a văzut iară steaua, merge după ea, că ăștia nu știe nimic. Haide să mergem. Și steaua aia a făcut până la este. Niște oameni, din popor păgân, vine cu daruri atât de minunate și le lasă la picioarele Domnului. Aur, smirnă și tămâie. Unde ești poporul lui Dumnezeu care nu trebuie să aduce aceste daruri? Unde ești? Unde este poporul lui Dumnezeu care trebuie să aducă astăzi închinarea cuvenită ca să se întâlnească cu Dumnezeu? Unde este poporul lui Dumnezeu astăzi? Să ne ferească Dumnezeu ca să fim într-o neașteptare ca poporul lui Dumnezeu. Ca și iudeii pe aceea vreme, tot astfel creștinii din zilele noastre nutresc speranțe mari pentru viitor. Iudeii priveau înainte la împărăția vremelnică și triumfătoare a lui Mesia în Ierusalim. Și tot astfel și creștinii noștri de astăzi. Este în aceeași măsură.
pune în cale cu creștinii de trecut. Își împodobesc casele ca să fie bine aranjate, să-și punească musafirii lor, să-și fie la înălțimea, dacă se poate, mai superioară decât celălalt. Dar ca să primească comunitorul Dumnezeu, ești într-un borde și acoperit cu pământ. Și când vine ploile mai puterne, începe să-și duce borde. Și nu știi de unde să te ferești, de picăturile care pică. Dar acolo te închini Dumnezeului tău și aștepți pe Mântuitorul tău. Sau ești într-un palat frumos, care l-aveau și preoții și cărturarii farisei, toți învățații pământului, palate frumoase și nu te interesează de Dumnezeu tău. Unde ai fi mai fericit? Într-un palat sau într-un bordei care fi pătezat? Unde te-ai simți mai bine? Unde inima ta ar fi mai aproape de Dumnezeu? Unde cugetul tău s-ar îndrepta către Salvatorul lumii care are să vină, unde te-ai simți mai bine? Într-un bordei? Într-o casă care pică? Într-o casă unde nu poți să te ascunzi de fric și de... Sau într-un palat bine zătit? Într-un palat bine căptușit cu popoare, cu căldură, cu tot ce are? Zici, zici în inima ta, te-ai îmbogățit. Zici că nu tu-și lipsă de nimic, dar nu știi. Dar nu știi că ești așa cum ești. Doar să cunoașteți Sfintele Scripturi și n-ar să mai le referi. Începeți a fost dusă repede la Irod. Am pus aseară, nu mai departe, întrebarea. Atât așteptăm pe Dumnezeul nostru, cât cunoaștem din Sfintele Scripturi. Nu ne interesează altceva mai mult. Cât cunoaștem din Sfintele Scripturi. Și atât să facem ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit nouă în Sfintele Scripturi. Am pus întrebarea. Irod, și-o pun și dumneavoastră, dacă nu vă supărați. Irod era iudeu? Da. Da. Zice că Irod era iudeu. Citiți bine, citiți bine în Sfântul Profetic. Și vedeți, zice, el dorea ca să distrugă pe acest împărat al iudeilor, ca să-i facă de rușine în ceea ce a crezut ei până acum. Irod era roman. Fraților, la Italia asta nu cunoaștem Sfintele Scripturi. Și nu cunoaștem măcar ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit nouă. Cum așteptăm noi pe Domnul nostru? Suntem buni ca să dăm repede și pe oameni care nu știe și care nu cunoaște adevărul lui Dumnezeu. Și dacă ne-am luat la luptă cu ei, orice n-am doar ar fi. Dar noi o singur lucru nu cunoaștem. Nu cunoaștem pe Domnul are să vină. Ce tot astfel și creștinii din vremea noastră așteaptă prosperitatea bisericii prin convertirea lumii și o viețuire în desfătare, într-un mileniu pământesc. Așa așteptau creștinii să vină Mesia, să ne simțim bine, să avem case frumoase, să fim stăpânitorii lumii și să-i punem la punct acest roman care ne-au subjugat. Așa așteptau ei. Poate că și noi așteptăm la fel pe Domnul nostru, ca să pedepsească pe neamurile astea care e atât de păcătoase. Dar cum suntem noi? Suntem mai curați decât ceilalți? A pus cineva o întrebare de la mort. Zice, fraților, și nu mai spun cine. Fraților, cum vă considerați dumneavoastră? Sfinți sau păcătoși? Și eu când adunam, n-am îndrăznit să spun nici păcătos, că mă simțeam păcătos. Dar nici să spun sfânt,
că nu puteam să spun că sunt sfânt. Ei sunt un păcătoși. Și acum, în momentul de față, nu pot să mă păsit de laudă sau mai superior vreunui om din lumea aceasta. Nu! Sunt un păcătos. Și s-a început, a dat unul glasul, zice, da, sfinți suntem, sfinții lui Dumnezeu, că așa spune Biblia. Sfinții. Și tot dânsul de aici, zice, o, nenorocitul de mine, ce să mă fac eu în tradiția sfinții? Păcătosul de mine, ce să mă fac eu în tradiția sfinții? Fraților, toți suntem păcătoși. Dar dacă ne punem încrederea în Mântuitorul nostru, și dacă facem voia lui, ăsta e lucrul cel mai important. Dacă facem voia lui, atunci El va șterge genelegiuirea voastră. Va scrie în cartea din ceruri, în cartea de amintiri, iertat. Și știți cu ce va scrie El acolo? Cine vrea să spună cu ce va scrie El acolo? Iertat în cartea din ceruri. Cu ce va scrie? Ăsta este marele adevăr. Să ne cutremurăm, căci sângele Lui șterge păcatele noastre ale fiecăruia care suntem prezente aici, care nu suntem aici. Sângele Lui Hristos, Mântuitorul nostru, va șterge păcatele noastre, indiferent de ce păcate vom avea. Dacă sunt mărturisite. Dacă ne punem încrederea în El. Dacă ne depărtăm de El, așa cum s-a depărtat poporul Iudeu și nu l-a cunoscut, păcatele noastre rămân. Păcatele noastre rămân. Cu atât cât îl cunoaștem pe Iisus Hristos, cu atât cât aducem slujire curată înaintea Domnului de milă și de har, putem să avem rugăciuni simple, frate. Doamne, iartă-mă că am greșit înainte. Știți cine a făcut așa? Știți cine a făcut așa? Un om care a fost criminal, tâlharul. Tâlharul după cruce, care era sub aceeași osândă cu Mântuitorul. Se întoarce după ce și-a bătut joc de Mântuitorul lui. Ce băi, de trece la autovarășa lui. Tu nu vezi că noi suntem sub aceeași osândă? De ce ne batem pe joc de el? Că El e nevinovat. Noi merităm lucrul acesta. Și noi îl merităm, să știi. Să întoarce cu privirea spre Salvatorului și spune, Doamne, când vei veni în împărăția Ta, ai milă și de mine. Și în momentul acela, Domnul a șters cu sângele Lui păcatele Lui. Așa va face și în dreptul nostru. Dacă vom cere cu inimă curată, Doamne, iartă nelegiuirea mea. Iartă păcatul meu, descoperă-mi Tu ceea ce este greșit în viața mea, că eu nu văd, ochii mei sunt întunecați. Atunci vom vede păcatele din interiorul nostru și Domnul va scrie în dreptul nostru, însu sângele Lui, iertate, lăsând păcatele tale. Aș vrea să... Nu mai vorbim, ca aproape s-a făcut, am început târziu, dar nu avem nici timp să terminăm. Numai un singur cuvânt aș vrea să închei. Da. Să mă scuzați că ești cineșoc, dar închei imediat. Ce poporul lui Dumnezeu, ca și poporul lui astăzi, am dus spatele lui Dumnezeu. S-a depărtat atât de tare de Dumnezeu că întunericul i-a cuprins. Și acum, spre înviere, ultimele cuvinte sunt așa. Doamne, descoperă-ne Tu vina păcatului nostru în fiecare dintre noi. Ajută-ne să ne întoarcem la picioarele crucii. Să șerem iertare, să facem voia Ta, să avem parte cu Tine din veșnicie în veșnicie. Noi, copiii noștri, iubile noastre, neamul nostru, frăținătatea noastră din lucrul acesta. Pune Tu
sigiliul tău, pus sângele tău pe fruntea fiecăruia dintre noi. Și ajută-ne ca în ziua revenirii tale, îngerii tăi cei buni să ne întărească ca să putem vedea în glorie și în mărire revenirea ta frumoasă pe fărăcea. Ajută-ne să fim împăcați cu tine. Ajută-ne ca pe pământul acesta, cât mai avem de trăit, până la venirea ta, să ne putem mărturisi păcatele, ca să putem să fim iertați. Ca să putem să fim împreună cu tine acolo unde ne-ai promis. Când dură-te de noi, Doamne, și de toți ceilalți oameni care vor să facă sfântă în viața ta, ajută-ne să ne închidăm ție și numai ție. Și ajută-ne ca să vedem, să vedem prin cuvântul tău, prin profețiile tale, timpul revenirii tale. Amin. Amin. Închidem serviciul divin, intonând hinul 479, cu Iisus al față în față. Thank you.
Tatăl nostru care ești în ceruri, Helena și Iată de Iisus Hristos, venim la terminarea serviciului tău divin, la oștru în picioare tău, să-ți mulțumim, Doamne, pentru și în această zi sfântă de sabat, să-mi simți prezența ta în mijlocul nostru. Vă mulțumim pentru toate sfaturile și învățăturile care au primit. Te rugăm frumos să le facem așa fel, să spune și celor din jurul nostru despre revenirea lui Iisus Hristos, care este foarte aproape. Te rugăm, Doamne, să ne primești așa pusul de la picioarele tale și să ne ajuți ca prin comportamentul nostru rezolvat în lumea ce știa că ești cu adevărat. Te rugăm să fii cu noi la dispoziție, cu fiecare dintre noi, să ne puteți, să ne ferești de orice s-ar putea duca la locul noi spre casele noastre și să ne ajuți ca după amiază să venim din nou ca și cu închinare, unde să ne bucurăm cu soții de părtășie ta. Rămâne ca pacea ta și harul nostru, în continuare și tu să fii mărit și lăudat acum și până în veci. Amin. Thank you.